În cadrul unui live, fratele lui Mircea Nebunu a povestit cum a fost prins șeful clanului sportivilor de către oamenii legii. Fratele lui Mircea Nebunu a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. Totul ar fi pornit de la Bebino. Bărbatul a amenințat și înjurat pe acesta. Nu te-ai lăsat până nu l-ai legat și pe fratimiu. Ți-am zis de acum 3 zile, 4 zile că asta urmărești. Știe toată lumea, toată România că tu l-ai legat pe fratimiu, pe Mircea, l-ai prăduit că știa unde e în Italia. Că ai prieten comun cu el și l-ai legat. De aia l-ai provocat. Te-a pus gata ca să legi, să-l provoci ca să posteze și a postat pe Facebook și l-a localizat unde e și ai spus și tu unde e, țara tot și credeai că mă legi și pe mine. Te vezi mecher că trăiești doar din prăduieli. Unde umbli de 3 zile? Te caută ăștia ai noștri de 3 zile, ți-a făcută la live. Dacă tu nu o să ai tibile rupte cu ranga striată de fier, mă las de șmecherie, ești prost la cap. Te-am văzut că ești pus de gardă, te-am văzut cum vorbești, ești crispat, ești terorizat că te-a pus cineva. Te simți vinovat. De ce nu ești afară din casă? Tu îți cauți moartea prin tot orașul. Dacă ești mecher, ești pe stradă. Jură-te pe familia ta și pe copilul tău că nu ai editat filmarea aia cu Bibiloi și nu ai tăiat faza când ți-a dat Bibiloi 2 pumne de te-a pus jos, ai căzut pe spate și că a avut o mult rușine și respect, te-a lăsat să te ridici. Și tu când l-ai împins acolo în groapa aia, s-a împiedicat de boscheția aia, ai sărit pe el, l-ai împins mai mult și ai dat câțiva pumni și ai câștigat, mărturisește Vali Nebunu pe live. Fratele lui Mircea Nebunu a continuat seria dezvăluirilor. Ai pus-o pe nevastă ta să tai din filmarea acolo și ai postat pe Facebook, pe YouTube, decât filmarea când sar tu pe el și îl dărâmi. Auzi, l-a bătut pe Bibiloi. A avut și el o perioadă de glorie, 2 luni și jumătate, până la tranșată la Cezar, prietenul meu. Te-a tăiat ca pe vițel, ți-a dat macetă până te-a despicat până la os. Și vorbești și tu de șmecherie. 2-3 luni a stat doar la protejați. Unde umbli? L-ai legat pe fratimiu să văd unde te duci, că ai interzit peste tot. Ți-am zis toate zonele, unde te duci, ești minat. Mă făceai drogat pe mine. N-am fumat în viața mea, da, păi să mă droghez, a mai mărturisit fratele lui Mircea Nebunu. Bebino este cercetat pentru tentativă de omor după ce anul trecut a fost protagonistul unui conflict sângeros. În luna ianuarie anului trecut, lumea interlop a fost guduită de un măcel între clanuri. Actorii principali au fost Bebino și Cezar Petcu, zis Joe. Scandalul a izbucnit de la traficul de droguri și zonele de influență disputate de clanul Rinu și gruparea sportivilor. În urma confruntării sângeroase, Bebino a ajuns la spital, de unde a fost ridicat de polițiști pentru a fi cercetat pentru tentativă de omor. Cezar Petcu a dispărut imediat după scandal, însă câteva zile mai târziu s-a predat și a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor.